Pacea Domnului și bine ați venit în casa de închinare. Pentru deschiderea serviciului divin, vă invit să cântăm împreună imnul numărul 213, Mă încred în tine, Domnul meu. Împreună. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care locuiești în ceruri, venim la început de servicii divin înaintea ta să te implorăm să fii prezent în mijlocul nostru în continuare. Trimite tu Duhul tău cel Sfânt în acest locaș, dar în mod special te invităm să vii în inimile noastre, în mintea noastră, să putem înțelege ceea ce tu dorești să ne transmiți. Să schimbăm în viața noastră, dacă avem de schimbat, să ne încredem mai mult în tine și mereu să vedem motive pentru care să te lăudăm. Rămâi cu solul tău care va rosti cuvântul, te rugăm să îl întărești și ceea ce va transmite să fie pentru noi de învățătură și să punem în practică în viața de zi cu zi. Îți mulțumim și te lăudăm prin Domnul Iisus. Amin. Semnificația sistemului de zecimi. Înapoierea zecimii este un indicator important al vieții spirituale. După studierea practicilor cu privire la zecime, în 5 conferințe adventiste de pe 5 continente, un cercetător australian a concluzionat că sistemul de zecimi este corelat cu alte 5 practici al bagajului spiritual adventist. Studiul biblic zilnic, timp zilnic pentru rugăciune, deschiderea și închiderea sabatului prin închinare, studierea cu regularitatea lecțiilor școlii de sabat și prezența la școala de sabat. Pare destul de clar faptul că toate aceste practici, inclusiv zecimea, lucrează împreună pentru a întări încrederea în Dumnezeu și pentru a consolida relația cu El. Absența uneia dintre cele 6 puncte poate influența celelalte aspecte, și poate indica faptul că are loc o deconectare spirituală periculoasă. Persoana respectivă având riscul de a eșua spiritual și de a ajunge în apostazie.
Unul dintre primele semne care apar de obicei când cineva începe să-și piardă încrederea în Dumnezeu este atunci când încetează să mai dea zecimea. Poate își va spune, dacă nu există un Dumnezeu în cer, dacă Biblia nu este demnă de încredere sau dacă este un Dumnezeu slab, incapabil să își împlinească făcătuințele și să împarte de grijă, atunci trebuie să am grijă de mine singur. De ce să-mi dau banii altora? Dar pentru mulți adventiști, aducerea zecimii este practica prin care li se amintește în mod regulat că există un Dumnezeu în cer, că Sfânta Scriptură, cuvântul său, este încă valabilă și că venitul nu ar trebui considerat ca fiind ceva normal care ni se cuvine, ci ar trebui privit ca o parte a binecuvântării sale. Este un memento constant că El stăpânește asupra tuturor evenimentelor din viață, că El este Creatorul, Susținătorul și Răscumpărătorul și că El poate face mult mai mult decât cerem sau gândim. Te-ai gândit vreodată că obiceiul tău de a înapoia zecimea poate reflecta legătura pe care o ai cu Dumnezeu și credința în cuvântul Său? El te invită să ai încredere în El prin înapoierea zecimii din tot ce îți oferă. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Psalm 34:8. Rugăciune. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine tot mai mult și să fim conștienți de faptul că susținerea și tot ce primim vin de la Tine, din mâna Ta și nu din banii noștri. Binecuvântează zecimile și darurile pe care ți le-am adus astăzi. Amin. Aș vrea să anunț că în timp ce se vor strânge zecimile și darurile acum, se vor împărți și plicuri pentru un sondă Samlung. La final, după serviciul divin, vom aduna o colectă pentru Departamentul Educație. Este din partea Uniunii pentru susținerea școlilor și a Departamentului Educație, acolo unde sunt, știm că avem încă gran și se mai intenționează și în altă parte să se facă așa ceva. Deci, la finalul serviciului divin, după ce se va termina predica, vom aduna aceste plicuri care vor fi împărțite acum. Tatăl nostru, te lăudăm din nou din acest locaș și îți mulțumim pentru chemarea care ne-o faci de a ne întâlni cu Tine astăzi. Te lăudăm și suntem recunoscători pentru ceea ce primim din mâna Ta, pentru sănătatea care ne-o dai, pentru darurile materiale pe care ne le dai, pentru familiile noastre. Și în același timp dorim să fii alături de cei nevoiași din familiile noastre de aici, în primul rând, să ne deschizi nouă ochii
pentru a putea fi aproape de frații noștri. În mod special te rugăm pentru Dorian, acolo unde este el, ca tu să fii alături de el și binecuvântarea ta să fie asupra lui. Dorim în continuare să fii prezent în sufletul nostru pe parcursul acestei zile, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. În casa ta, în numele lui Iisus. Amin. Doresc să vă salut cu pacea Domnului și la acest serviciu divin, al doilea din sabat de dimineață, după perioada de pauză pe care am avut-o fiecare dintre noi. Aș vrea să anunț pentru astăzi la ora 2, am vorbit aseară cu fratele pastor, și va fi o întâlnire în Lainzer Tiergarten cu cei care doresc să se implice într-un proiect misionar. Nu știu detalii, probabil că dacă veți sta de vorbă cu Denis Pițurlea, vă va putea da mai multe detalii. Se inițiază, se dorește un proiect misionar, însă acum vor fi doar discuțiile incipiente, se face un plan să vedem cum și în ce fel comunitatea noastră poate fi implicată în acest proiect. Din partea literaturii, Ghiță a scris chiar și în buletinul informativ că lecțiunile, studiile biblice pentru trimestrul următor le vom putea ridica începând cu sabatul din 26 luna aceasta. Pentru după amiază, vă invităm la un program frumos. Larisa Baciu a pregătit un program al copiilor. Inițial a fost conceput să fie transmis online, dar nu am știut atunci când Larisa a luat inițiativa, nu am știut că vom putea să beneficiem de întâlnirea noastră aici în sala de închinare, și va fi readaptat oarecum cu intervenții direct, dar vom putea vedea copiii noștri și pe monitoarele din față. Așa că vă invităm pe toți să participați la acest program, sigur va fi ceva frumos, ceva deosebit. Domnul să fie cu noi și în continuare și vă rog, nu uitați, după terminarea serviciului divin, cei care putem să susținem și acest proiect al educației, acest departament, pentru că are de-a face tot cu lucrarea misionară și este o lucrare pe față de care suntem datori. Domnul să ne binecuvinteze. Urmează întâi povestea copiilor și apoi o cântare de cor. Pacea Domnului, dragi copilași! Pacea Domnului! Bravo! Sunteți foarte vocali, chiar dacă sunteți puțini. Eu nu am astăzi o poveste pentru voi. Probabil că vă așteptați să vă spun o poveste dintre așa frumoasă. Am fost rugată să spun povestea copiilor, nu m-am pregătit și m-am gândit să vă spun ceva așa spontan și este o realitate care încă nu s-a întâmplat, dar se va întâmpla. Noi știm că așteptăm pe cineva noi. Pe cine așteptăm? Cine va veni pe norii cerului? Iisus. Iisus. Exact. Domnul Iisus va veni pe norii cerului. Noi nu știm când va veni, dar El va veni. Ne-a promis că va veni și noi îl așteptăm. Și atunci când El va veni pe norii cerului, va face un lucru și suntem așa de binecuvântați că avem Biblia și putem să știm deja cum să ne pregătim și ce să facem, că atunci când El va veni, dacă vă rog frumos să vă uitați la mine, ochișorii toți la mine, aici sunt eu, și dacă se poate să stăm într-o poziție așa cu spatele drept, fără să ținem mânuțele la guriță, așa, când Ionas, când Domnul Iisus va veni, atunci noi știm deja ce se va întâmpla, fiindcă noi suntem binecuvântați, noi putem să citim în Biblie și știm deja adevărul și putem să ne pregătim. Alți copilași sau alți oameni, poate ei nu știu ce se va întâmpla, dar datoria noastră este să le spunem ce se va întâmpla. Eu am aici o poză, uite, când Domnul Iisus va veni, aici am așa, pe Domnul Iisus și avem oițe, și căprițe, nu știu dacă voi știți, când Domnul Iisus va reveni pe pământ, El va despărți oile de capre. Ați văzut vreodată oițe și căprițe? Și ele se deosebesc unele de celelalte sau arată la fel?
I-am văzut oițe. Și căprița ai văzut? Nu. Sigur, ați văzut și căprițe, n-are cum, ați văzut și căprițe. Poate nu vă mai amintiți voi, dar nu arătau la fel în niciun caz. Erau diferite. Și cam așa ne-a spus și nouă Domnul Iisus când va veni, El va separa oițele, deci oițele și căprițele nu vor fi amestecate. Vor așeza căprițele și oițele. Ele nu vor sta unele lângă celelalte, da? Și când va veni Domnul Iisus, uite, eu vă spun, El va veni cu cine? Cu îngerașii. Da? Și El va ședea pe scaunul lui de domnie. Și toți oamenii vor fi adunați înaintea Lui și îl vor vedea. Și El îi va despărți pe unii de alții. Da? Va despărți cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta. Oițele unde vor sta? Unde vor sta oițele? Cine poate să-mi spune? La dreapta? Unde-i dreapta? Mi arătați dreapta? Și căprițele la stânga lui. Exact. Atunci Domnul Iisus va zice celor din dreapta lui, adică cui? Cine e la dreapta? Cine am zis că stă la dreapta? N-ați fost atenți? Oițele stau la dreapta. Deci încă o dată, cine stă la dreapta? Oițele. Și cine stă la stânga? Și El va spune, hai să vedem ce va spune oițelor. Uite, deja vedem că oițele se deosebesc de căprițe, vedeți? Putem să vedem și deja din estetică cum arată ei, deja sunt diferiți, nu sunt la fel. Aici avem oițe, iar aici avem căprițele, da? Uite, pară la toți. Uite, Amelie, aici avem oițe, ori aici avem căprițe. Hai să vedem ce va spune oițelor. Știți ce va spune oițelor? Dacă nu știți, eu vă spun acum. El va spune așa. Domnul Iisus va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți împărăția cerului, că v-a fost pregătită de înaintea întemeierii lumii, căci am fost flămând, mi-a fost foame și mi-a stat să mănânc, mi-a fost sete și mi-a stat să beau, am fost străin și m-ați primit, vi s-a făcut milă de mine. Am fost închis și m-ați vizitat. Mi-a fost frig și mi-a stat ceva, o hăinuță, să mă încălzesc cu ea. Și oițele se uită și se întreabă, dar Doamne, când te-am văzut noi flămând? Când ți-a fost ție sete? Că noi nu te-am văzut pe tine niciodată, pentru că tu ai spus că dacă noi te vom vedea, vom muri probabil, sau nu putem să te vedem, pentru că noi suntem prea păcătoși să te vedem. Dar când te-am văzut, când ți-am fost noi, când ți-am dat noi ție să bei apă? Când ți-am dat noi ție, când ți-am dat noi ție să mănânci? Când te-am îmbrăcat? Când te-am vizitat noi pe tine? Așa se întreabă oițele. Și Domnul Iisus spune, drept răspuns, Iisus le zice așa, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri aproape lui vostru sau străinelui pe care nu l-ați cunoscut sau, de exemplu, colegului vostru de la școală sau, de exemplu, de la grădiniță, de la grădiniță, poate la cineva, când ai avut posibilitatea să-i dai să mănânce, ați văzut vreodată un om care e sărac și nu are ce să mănânce sau un om care suferă? Da, și voi când ați făcut bine și i-ați dat, poate că ați avut la voi ceva de mâncare în ghiozdănel și v-ați dus și i-ați dat ceva să mănânce. Sau cuiva i-a fost sete. Sau cineva a fost bolnav și l-am vizitat. Atunci, Domnul Iisus zice, ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea acelor oameni, care ei nu au fost așa de importanți, poate, mie mi le-ați făcut. Atunci când noi facem bine, facem aproape lui, dar de fapt când facem aproape lui, facem Domnului Iisus. Iar apoi căprițele așteaptă și ele să vadă și ele ce se întâmplă cu ele. Oare noi la fel? O să fim și noi la fel de răsplătiți? O să primim și noi binecuvântarea de a intra în împărăția lui Dumnezeu? Și le spune Domnul Iisus, duceți-vă de la mine, căci eu nu vă cunosc. Mie mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Mi-a fost foame și nu mi-ați dat să mănânc. Am fost bolnav și nu m-ați vizitat. Am fost undeva închis și nu ați venit la mine să mă încălziți cu o voce caldă sau cu un sfat bun. Am fost singur și nu ați făcut nimic pentru mine. Asta spune Domnul Iisus căprițelor. Și căprițele se uită așa și se întreabă, dar cum? Doamne, că noi nu te-am văzut. Când te-am văzut noi pe tine flămând? Când să te vedem noi pe tine că ți-e foame, ori că ți-e sete, ori că ți-e frig?
Când să te vizităm noi pe tine undeva unde ai fost închis? Noi n-am avut posibilitatea asta și ei își vor lua apărarea și vor încerca cumva să creadă că nu e adevărat ce va spune Domnul Iisus și ei n-au avut ocazia să facă lucrul acesta, dar din păcate nu e așa. Fiindcă, cum am spus, Domnul Iisus spune așa, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Iar apoi mai spune, nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când o poți face. Deci, căprițele nu o să aibă nicio scuză, pentru că noi tot timpul, noi trăim într-o țară foarte, e măricică, și sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor. Egal dacă le e sete, egal dacă le e frigă, egal dacă le e foame, egal dacă sunt undeva închis sau bolnavi, noi putem, pentru că noi suntem niște oițe, da? Noi suntem niște oițe care vrem și iubim pe aproapele nostru și vrem să facem bine. Noi suntem o lumină pentru cei din jurul nostru și noi când facem binele aproapelui, noi când mergem să vizităm pe cei sărași, de fapt, cui le facem? Cui facem noi când facem bine? Ce am spus? Ce va spune Domnul Iisus? Probabil când vedem un om care este pe stradă lungit și este foarte amărât, ne gândim că nu are nicio importanță și dacă îi facem ceva bine, i-am făcut lui. Dar nu i-am făcut lui. Cui am făcut noi bine, de fapt? Cine primește această jertfă frumoasă? Dacă este... Dacă este obosit, atunci să-l dăm ceva de mâncare sau să le dăm ceva de apă. Exact. Și dacă tu faci acest lucru foarte frumos, cine o să se bucure de fapt? Iisus. Exact, așa este. Domnul Iisus ne cunoaște faptele, noi nu vom avea nicio scuză și noi trebuie să fim niște oițe bune și să facem tot ce este bine pentru cei din jur. Pentru că, de ce? Noi când ne rugăm, cum ne rugăm? Venim la Dumnezeu, în primul rând, cu o laudă. Doamne, îți mulțumim că eu am ce să mănânc și am cu ce să mă îmbrac și îți mulțumesc că eu sunt sănătos. După aceea, ce facem? Cerem pentru noi, ori? Dar facem numai asta? Suntem noi egoiști să cerem și pentru noi? Nu. Și noi facem așa. Ne rugăm și spunem, Doamne, ai Tu un plan cu mine astăzi? Pot să ajut eu pe cineva? Pot să ajut eu pe Ionas? Pot să ajut eu pe Sara? Pot să ajut eu pe David? Pot să ajut eu pe un om care e pe stradă? Pot să ajut eu pe vecinul meu care nu are ce să mănânce, chiar dacă nu-l cunosc? Dacă Tu ai un plan cu mine, Doamne Iisuse, te rog frumos ca Tu să mi-l aduci la cunoștință și eu să fac exact ceea ce Tu voiești. Și atunci când Tu vei reveni, Doamne, mă vei primi și pe mine și voi fi o oiță bună și voi fi foarte fericit. Da, spune ceva și Tu. Să vină o mașină. Să vină o mașină? Atunci, din păcate, nu vom mai vorbi despre mașini, dar vom vorbi despre faptele noastre, da? Deci faptele noastre sunt o jertfă plăcută, faptele noastre bune, să nu uitați, și rugăciunile noastre să fie întotdeauna cu, Doamne, ai un plan cu mine? Care e acel plan? Și Domnul sigur vi-l va duce la cunoștință, da? Și faptele noastre bune vor fi o jertfă plăcută în fața lui Dumnezeu și în fața lui Iisus, iar noi vom fi primiți toți ca niște oițe frumoase în împărăția Lui, da? Vă poftesc pe toți la locurile voastre.
Pacea Domnului, mă bucur să vedem și alte fețe pe care nu le-am văzut sabatul trecut, de vreo două luni. Sunt oameni pe care îi vedem astăzi, după atâta timp, și ne bucurăm că suntem împreună, că putem să fim aici în locul de închinare special pentru închinare și pentru a aduce lauda lui Dumnezeu. Întrebam sâmbătă trecută dacă sunt sau de ce ne place istoria. Și unii au spus că le place, alții nu au spus nimic. Vreau să vă întreb, vă place istoria biblică? Aș vrea să nu fiți chiar foarte serioși, așa cum arătați acum, ci să fim veseli că suntem din nou împreună și suntem sănătoși și să ne rugăm și pe cei care nu sunt chiar atât de sănătoși, care trec prin probleme deosebite. Vă place istoria? Sunt printre noi și persoane cărora nu le place istoria? Sunt, nu? Nu vreau să lungim prea mult discuția asta, pentru că astăzi vom medita la o pagină de istorie biblică. Bineînțeles, din care vom extrage unele învățături pentru viața noastră de astăzi, pe care noi ne străduim să trăim după voia lui Dumnezeu. Vă invit ca să deschidem împreună Bibliile noastre în Cartea Evrei, la capitolul 11. Și să citim de la versetul 32 la, versetul 34. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gura leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Înțeleg că aici suntem numai întreg capitolul 11, eroi sunt trecuți și sunt amintiți eroi ai credinței. Înțeleg în dreptul lui Gedeon, în dreptul lui Samuel, a lui David, probabil, proroci, dar Iefta în mijlocul eroilor credinței? Câte ceva știm despre el, dar vreau ca astăzi să intrăm puțin în detalii și să vedem de ce Iefta este trecut în rândul eroilor credinței. Pare un paradox, ceva care este ieșit din comun. Și pentru asta vom prezenta meditația noastră sub forma a 5 tablouri așa istorice, din care vom extrage acele idei care va scoate în evidență credința acestui bărbat care este trecut pe paginile Sfintelor Scripturi drept erou a credinței. Vom citi pentru început, pentru ca să vedem contextul în care a apărut acest personaj pe paginile Scripturii și în ce împrejurări istorice a apărut el în istoria poporului. Și pentru asta vreau să deschidem la Cartea Judecători, da? La capitolul 10, de la versetul 6 până la versetul 16. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Au slujit Baalilor, vă rog să fiți foarte atenți să vedeți ce descriere, au slujit Baalilor și Astarteilor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon și dumnezeilor filistenilor și au părăsit pe Domnul și nu l-au mai slujit. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon.
Ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea 18 ani, și anume pe toți copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, în țara amoriților, în Galad. Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se bată și împotriva lui Iuda, și împotriva lui Beniamin, și împotriva casei lui Efraim. Și Israel era într-o mare strâmtorare. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și au zis: am păcătuit împotriva ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Un text foarte important pe care nu vreau să-l uităm. Domnul a zis copiilor lui Israel: nu v-am izbăvit eu de egipteni, de amoriți, de fiii lui Amon și de filisteni? Și când v-au apăsat sidoniții Amalec și Maon și a strigat către mine, nu v-am izbăvit eu din mâinile lor? Dar voi m-ați părăsit și a slujit altor dumnezei, de aceea nu vă voi mai izbăvi. Duceți-vă și chemați pe dumnezeii pe care i-ați ales. Ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre. Copiii lui Israel au zis Domnului: am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, numai izbăvește-ne astăzi. Aici ne oprim cu primul tablou, deci poporul lui Israel într-o mare strâmtorare, cuvântul de ordine, până când 7 zeități care și-au pus amprenta pe religia evreilor au slujit acestor dumnezei și l-au părăsit pe Dumnezeul lor. Grozăvie în poporul lui Dumnezeu. Până când? Că nu erau la prima lor abatere, de N ori au slujit atâtor dumnezei și l-au părăsit pe Dumnezeul lor, Jehova. Se închinau la 7 zeități uitând pe Dumnezeul lor, nu odată, iar și iar. Aici este de subliniat este faptul că poporul mărturisește pentru prima dată concret păcatul, i-a spus pe nume: am păcătuit împotriva ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Aici auzim și un refuz din partea Domnului neașteptat. Duceți-vă la Dumnezeii voștri, ei să vă izbăvească. Vreau să ne întrebăm dacă această recunoaștere, această pocăință era autentică. Se pare că pocăința lor n-a fost autentică. Spiritul profetic vorbește despre lucrul acesta în Cartea Patriarhi și Profeți și spune că întoarcerea lor n-a fost autentică. Dumnezeu și-a întors urechea de la pocăința lor. Lecția pe care o primim din acest prim tablou: orice pocăință nesinceră se întoarce împotriva noastră. Sau s-a întors împotriva poporului. Vedem aici un Dumnezeu scandalizat, pur și simplu, scârbit, exasperat de pocăința lor, dar totuși s-a îndurat de ei. Întrebarea pentru mine și pentru dumneavoastră este: pocăința mea este reală? Este autentică? Versetul 15 spune așa: copiilor Israel au zis Domnului: am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, numai izbăvește-ne astăzi. Pocăința lor nu a fost autentică, este mărturisirea spiritului profeției. Un al doilea tablou pe care aș vrea să-l subliniem aici, în judecători, de la versetele 17, vom citi până la capitolul 11 cu versetul 11, care deja aduce în prim plan pe acest bărbat numit Iefta. Vă invit ca să deschideți și dumneavoastră Scriptura, dacă o aveți, sau telefoanele, și să citim de la versetele 17, capitolul 10, în continuare. Fiii lui Amon s-au strâns și au tăbărât în Galaad și copiii lui Israel s-au strâns și au tăbărât la Mițpa. Poporul și căpetenile Galaadului și-au zis unul altuia: cine este omul care va începe lupta împotriva
fiilor lui Amon. El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului. Iefta, galaaditul, era un om viteaz. El era fiul unei curve. Ăsta este cuvântul folosit în Sfânta Scriptură. Galaad născuse pe Iefta. Nevasta lui Galaad i-a născut fii, care, făcându-se mari, au izgonit pe Iefta și au zis: tu nu vei avea moștenire în casa tatălui nostru, căci ești fiul unei alte femei. Și Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. Niște oameni fără căpătâi s-au strâns la Iefta și făceau plimbări cu el. După câtva timp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel. Și pe când fiii lui Amon făceau război cu Israel, bătrânii Galaadului s-au dus să caute pe Iefta în țara Tob. Ei au zis lui Iefta: vino de fi căpetenia noastră și să batem pe fiul lui Amon. Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: nu m-ați urât voi și nu m-ați izgonit voi din casa tatălui meu? Pentru ce veniți la mine acum când sunteți în strâmtorare? Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta: ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi, să batem pe fiul lui Amon și să fii căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului. Iefta a răspuns bătrânilor Galaadului: dacă mă aduceți înapoi ca să bat pe fiul lui Amon și Domnul îi va da înaintea mea, voi fi oare căpetenia voastră? Bătrânii Galaadului au zis lui Iefta: Domnul să ne audă și să judece dacă nu vom face ceea ce spui. Și Iefta a pornit cu bătrânii Galaadului, poporul l-a pus în fruntea lui și l-a așezat căpetenie. Și Iefta a spus din nou înaintea Domnului la Mițpa toate cuvintele pe care le rostise. Interesantă istorie. Ce e de subliniat în tabloul acesta? Iefta, un mare sau un om viteaz. Să nu uităm aceste caracteristici, pentru că le vom întâlni spre finalul meditației noastre. Iefta, spune pagina Scripturii, era un om viteaz. Este izgonit pentru că era copilul unei femei stricate. O curvă, așa este termenul folosit în Biblie, da? Iefta a fugit de la frații lui și a locuit în țara Tob. El a fost izgonit în baza credinței fraților săi și a bătrânilor poporului. Pentru că trebuie să gândim că frații acestuia, vitregi, nu au luat o decizie așa, fără să se discute cu cei mai mari ai poporului. Deci, el a fost izgonit în baza credinței acestor oameni, în baza credinței pe care o trăiau. Ce este de spus? El fuge, nu se dă bătut și cu mult curaj merge înainte, își urmează viața. Și de subliniat, pagina Scripturii nu spune nimic despre ceea ce am să vă spun acum și este foarte important. Nu urăște, nu poartă ranchiună, nu caută răzbunare. Textul biblic nu spune nimic din toate acestea. Ce a făcut în continuare? A strâns în jurul lui oameni fără căpătâi și Iefta făcea plimbări cu ei. Ce credeți că înseamnă că făceau plimbări cu ei? Făceau jafuri, jifuiau. Sau într-o accepțiune mai blândă, făcea servicii de protecție, cum se face și astăzi, uneori, da? Făceau servicii de protecție a unor oameni, a unor grupuri care se deplasau în stânga și în dreapta și își câștigau existența din acest fel. Ceea ce este iar de important aici, Iefta reușește să ia o mână de oameni, de nimic, așa spune textul biblic, și să facă din ei o unitate disciplinată. Cine a mai făcut așa ceva? Să ia o grupare de oameni de nimic și să facă din ei oameni cu care să se poată face o lucrare. David a făcut așa și, dacă vreți să mergem și mai departe, și Iisus a strâns lângă el un număr de oameni de cel mai jos nivel pentru vremea aceea și a reușit să facă din ei o echipă de oameni disciplinați care a cucerit lumea.
i-a făcut să creadă în ei, oameni care erau un nimic, erau considerați un nimic. Frații lui Iefta i-au zis, probabil nu odată, știi tu cine ești, când l-au alungat, probabil, știi tu ce e cu tine, știi cine era mama ta? Ești un nimeni, marș de aici din casa noastră. Așa s-au exprimat în termenii noștri frații lui Iefta și împreună și cu bătrânii poporului. Iefta a avut credință că nu e un nimeni. Asta i-a învățat și pe cei care au venit și au fost împreună cu el. Vino și fii căpetenia noastră. Vin acei oameni care l-au aruncat și au spus marș de aici, vin acum la el și cer să fie căpetenia lor. Ce putem spune de o asemenea atitudine? Numai cineva care are credință, atenție, poate căpăta încrederea unei cetăți, care, o cetate care te-a gonit și a închis poarta după tine. Numai cineva cu credință poate să acceadă în această poziție. Tabloul 3. De la versetele 12 înainte. Iar o pagină de istorie extraordinară care scoate în evidență lucruri esențiale. Iefta a trimis soli împăratilor, atenție, Iefta a trimis soli împăratului fiilor lui Amon ca să-i spună: ce ai cu mine de vii împotriva mea să faci război împotriva țării mele? Împăratul fiilor lui Amon a răspuns solilor lui Iefta: pentru că Israel, când s-a suit din Egipt, a pus mâna pe țara mea de la Arnon până la Iaboc și Iordan. Dă-mi-o înapoi acum de bunăvoie. Iefta a trimis iarăși soli împăratului fiilor lui Amon, ca să-i spună: așa vorbește Iefta, Israel n-a pus mâna pe țara Moabului, nici pe țara fiilor lui Amon. Căci când s-a suit Israel din Egipt, a mers în pustie până la Marea Roșie și a ajuns la Cadeș. Atunci Israel a trimis soli împăratului Edomului ca să-i spună: lasă-mă să trec prin țara ta. Dar împăratul Edomului n-a voit. A trimis și la împăratul Moabului și nici el n-a vrut. Și Israel a rămas la Cadeș. Apoi a mers prin pustie, a ocolit țara Edomului și țara Moabului și a venit la răsăritul țării Moabului. Au tăbărât dincolo de Arnon, fără să intre pe ținutul Moabului, căci Arnonul era hotarul Moabului. Israel a trimis soli la Sihon, împăratul Amoriților, împăratul Hezbonului, și Israel a zis: lasă-mă să trec prin țara ta până la locul spre care mergem. Dar Sihon n-a avut încredere în Israel ca să-l lase să treacă pe ținutul lui și a strâns tot poporul, a tăbărât la Iahat și a luptat împotriva lui Israel. Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe Sihon și pe tot poporul lui în mâinile lui Israel, care l-a bătut. Israel a pus mâna pe toată țara amoriților care erau așezați în țara aceea. Nu uitați, sau nu, să fim atenți, pentru că tot ce citesc acum sunt cuvintele lui Iefta spuse împăratului fiilor lui Amon. Au pus mâna pe tot ținutul amoriților, de la Arnon până la Iaboc și de la pustie până la Iordan. Și acum, când Domnul Dumnezeul lui Israel a izgonit pe amoriți înaintea poporului său Israel, tu să le stăpânești țara? Oare ce-ți dă în stăpânire Dumnezeul tău Chemoș? Nu vei stăpâni? Și tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul Dumnezeul nostru înaintea noastră, noi să nu stăpânim? Ești tu mai bun decât Balaac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului? S-a certat și cu Israel sau a făcut el război împotriva lui? Iată că sunt 300 de ani de când locuiește Israel la Hezbon și în satele din jurul lui, la Aroer și în satele din jurul lui și în toate cetățile care sunt pe malul Arnonului. Pentru ce nu i le-ați luat în tot acest timp? Eu nu te-am supărat deloc și rău te-ai purtat cu mine, făcându-mi război. Domnul să judece lucrul acesta, el să fie astăzi judecător între fiul lui Israel și fiul lui Amon. Împăratul fiilor lui Amon n-a ascultat cuvintele pe care le-a trimis Iefta să-i le spună.
Iefta primește chemarea de a fi conducătorul poporului, conducătorul armatei. Poziția aceasta și-o negociază, dacă va ieși învingător, da? Și negociază poziția înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este important, bărbatul acesta primind această slujbă, misiune din partea unui popor care l-a disprețuit și l-a aruncat, pur și simplu. Bărbatul acesta își riscă viața pentru cei care nu de mult l-au izgonit. Alege să facă binele. Din dialogul cu împăratul amoriților se desprinde caracterul nobil și însușiri diplomatice deosebite la acest Iefta. În acest conflict ne așteptăm să pună imediat mâna pe arme și să lupte împotriva împăratului Amonului, fiilor lui Amon. Dar nu, invită la masa discuției tratative, trimite soli de două ori și nu începe războiul. Aduce argumente istorice, face tot ce poate pentru a stinge conflictul. Care este problema între noi? Ce ai cu mine? Lecția pe care o tragem din acest tablou, soluționarea oricărui conflict trebuie să fie clădit pe adevăr, pe respect și pe onestitate. Nu poți ieși dintr-un conflict dacă nu spui adevărul, dacă nu respecti pe cel cu care ești în conflict și dacă nu ești corect. Fă tot ce poți ca să eviți războiul. Iată o caracteristică deosebită la acest bărbat care a primit această slujbă deosebită de a lupta împotriva fiilor lui Amon. Tabloul 4 pe care îl vom descoperi între versetele 29 și 40, da? Din capitolul 11. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galaadul și Manase, a trecut la Mițpe în Galaad și din Mițpe din Galaad a pornit împotriva fiilor lui Amon. Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis, dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ardere de tot. Iefta a pornit împotriva fiilor lui Amon și Domnul i-a dat în mâinile lui. Le-a pricinuit o foarte mare înfrângere de la Aroer până la Aminit, loc care cuprindea 20 de cetăți, și până la Abel Keramim. Și fiii lui Amon au fost smeriți înaintea copiilor lui Israel. Iefta s-a întors acasă la Mițpa și iată că fiica sa i-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era singurul lui copil. N-avea nici fii și nici altă fată. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis, ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulburi, am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce. Ea i-a zis, tată, ai făcut o juruință Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură acum, când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiii lui Amon. Și ea a zis tatălui său, atât îngăduie-mi, lasă-mă slobotă două luni ca să mă duc să mă cobor în munți și să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele. El a răspuns, du-te, și a lăsat-o slobodă două luni. Ea s-a dus cu tovarășele ei și și-a plâns fecioria în munți. După cele două luni s-a întors la tatăl ei, și el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat, de atunci s-a făcut în Israel obiceiul ca în toți anii fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta, galaaditul, 4 zile pe an. Iefta face o juruință care este greu de înțeles. Este greu pentru noi să percepem ce-o fi fost în mintea lui. Sunt câteva concluzii.
El crede în jertfe umane. Jehova este perceput de Iefta ca un războinic. El vrea să aducă jertfă umană deoarece crede că Jehova cere o asemenea jertfă. Este foarte clar că nu-L înțelege pe Dumnezeu. Apare o întrebare aici. Noi îl înțelegem pe Dumnezeu mai bine decât Iefta? Adevărul este că facem o mulțime de lucruri nesăbuite, absurde, de care nici măcar nu suntem conștienți de cele mai multe ori. Care fi lecția din acest al patrulea tablou? Idolatria, sub orice formă ar fi ea, aduce orbire și ne răpește ce avem mai de preț. Și un alt lucru esențial, credința poate fi la fel de puternică, indiferent de limitele intelectuale. Totuși, Iefta este un om cinstit. El nu știa cine iese înaintea lui, spera să nu iasă fiica lui. Ceea ce este foarte interesant este că el nu face acel jurământ pentru un câștig personal, o face pentru popor. Este căpetenia oștirii și el credea că trebuie să sacrifice ceva. Care este învățătura? Dacă ai promis ceva, ține-te de promisiune. Iefta și fiica lui aveau un cod al moralei. Acest om și fiica lui, ieșiți dintr-o femeie stricată, repudiat din casa tatălui său ca un om de nimic, avea un cod al onoarei. Interesele poporului înaintea intereselor familiei, intereselor proprii. Nu l-a înțeles pe Dumnezeu, dar a avut credința care l-a făcut să câștige biruința și să meargă înainte. A avut credința care l-a făcut să meargă înainte. Există un gen de credință anemică, care spune cam așa. Oare o vedea Domnul ce mi se întâmplă mie? Oare va fi Domnul cu mine să mă ajute sau nu mă va ajuta? Voi putea birui sau nu știu eu? Să vină Domnul și să scăpăm de toate astea ar fi un argument. Asta este o credință pe care eu o numesc anemică. Priviți la fiica acestui bărbat. Și a plâns fecioria, s-a întors și a împlinit juruința tatălui ei. Asta este credință. Mulți vorbesc că nu e chiar așa cum a fost, că el nu a jertfit-o, dar textul biblic, așa cum este de înțeles, este clar că el a adus o jertfă pe fiica lui. Și ultimul tablou al descrierii noastre este prezentat în capitolul 12, în primele 7 versete. Bărbații lui Efraim s-au strâns și au pornit spre miază noapte și au zis lui Iefta: pentru ce te-ai dus să bați pe fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Vrem să-ți dăm foc casei și să te ardem împreună cu ea. Iefta le-a răspuns: eu și poporul meu am avut mari certuri cu fiul lui Amon. Și când v-am chemat, nu m-ați scăpat din mâinile lor. Văzând că nu-mi vii în ajutor, mi-am pus viața în joc și am pornit împotriva fiilor lui Amon. Domnul i-a dat în mâinile mele, pentru ce vă suiți dar azi împotriva mea ca să-mi faceți război? Iefta a strâns pe toți bărbații Galadului și a început lupta cu Efraim. Bărbații Galadului au bătut pe Efraim pentru că efraimiții ziceau: sunteți niște fugari ai lui Efraim. Galadul este în mijlocul Efraim, în mijlocul lui Manase. Galadiții au pus mâna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim și când unul din fugarii lui Efraim ziceau:
Lasă-mă să trec, bărbații Galadului întrebau, ești efraimit? Dacă răspundea nu, atunci îi ziceau, e bine, zi Shibolet. Și el zicea Sibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbații Galadului îl apucau și îl înjunghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au perit în vremea aceea 42.000 de bărbați din Efraim. În loc să lupte împreună împotriva vrăjmașului, au început lupta unii împotriva altora. Frații se luptau între ei. Iefta a avut din nou o atitudine înțeleaptă. Explică, discută, aduce argumente, face tot ce poate să evite lupta cu orice preț, lupta între frați. 42.000 de oameni sacrificați datorită indiferenței și disprețului. Credința nu clădește pe indiferență și dispreț, pe interese și neadevăr. Unde este credința lui Iefta după această frumoasă istorie, dar tragică? Credința lui Iefta stă cumva în faptul că era fiul unei femei stricate? Nu cred. În faptul că făcea plimbări cu niște oameni fără căpătâi și jefuiau? Nu cred nici asta. În faptul că crede în jertfe umane? Nu cred nici asta. În faptul că a fost izgonit din casa tatălui său? Nu cred că este dovadă de credință. În faptul că a adus jertfă pe fiica lui? Nici aici nu cred. Căutați acea credință care aduce biruință. Iefta nu așteaptă să-i cadă nimic din cer. Era un om al faptelor. Acum să subliniem acele trăsături care dovedesc credința acestui om, care pare un paradox pe paginile Scripturii. Era un om viteaz. Este o caracteristică plăcută lui Dumnezeu, ca oamenii lui să fie oameni viteji? Înțelegeți în sensul mai larg acest cuvânt. Credința are această trăsătură. Este izgonit de frații lui, fuge, nu se dă bătut și cu mult curaj merge înainte, nu urăște, nu poartă ranchiună, nu caută răzbunare. Asta este credința. 3. Ia o mână de oameni de nimic și reușește să facă din ei oameni disciplinați, care să-și recapete respectul de sine, chiar dacă activitatea lor nu era chiar cea bună. A avut credința că nu e un nimeni. Asta i-a învățat și pe cei care au venit la el. Un om al credinței niciodată nu crede despre el că este un nimeni și cu mult curaj merge înainte și învață și pe alții lecția aceasta. Nu urmărește un câștig personal, își riscă viața pentru un popor care l-a izgonit. A făcut un jurământ și s-a ținut de promisiune cu orice preț. Avea un cod al onoarei, interesele poporului, atenție, interesele poporului înaintea intereselor personale. Face tot ce poate, folosind argumente din care se desprind respectul, adevărul, onestitatea, pentru a stinge un conflict, fie chiar și între frați. Căutați acea credință care este biruitoare.
Așa cum mai spuneam, Iefta nu așteaptă să-i cadă nimic din cer. Era numit un om al faptelor, nu s-a lăsat bătut, chiar dacă a fost aruncat, chiar dacă a fost disprețuit și a luat viața înainte și a ajuns acolo unde a ajuns ca și conducătorul al armatei și a avut o mare biruință. Dar tocmai asta este credința. Fără credință nu ești plăcut lui Dumnezeu. Credința lui Iefta, și așa cum a fost el, a fost plăcută lui Dumnezeu din acest punct de vedere, pentru că este trecut pe paginile Sfintelor Scripturi între eroii credinței. Iefta, Samson, David sunt plăcuți lui Dumnezeu pentru că au avut credință. Teologia este limitată și poate înțeleasă greșit uneori, așa cum întâmpinăm și noi acum, poate neînțelegerea ale cuvintelor Scripturii, ale fenomenului teologic. Unii avem un punct de vedere, alții alta. Credința nu are limite. Nu ne rămâne decât să dorim ca Dumnezeu să ne dea o asemenea credință ca acestor oameni, pentru că ea este plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceste lucruri. Amin. După cum am anunțat la început, rugăm frații diaconi să strângă plicurile care au fost împărțite la început.
În numele Domnului Iisus, închidem această oră a serviciului divin prin imnul numărul 159. La mari biruințe ne cheamă Scriptura. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru că suntem aici înaintea cuvântului Tău, să-ți mulțumim pentru că dorești ca să ne înveți ce înseamnă viața practică alături de Tine. Binecuvintează-ne cu înțelepciune ca să alegem dreptatea, să alegem onestitatea, să alegem să fim curajoși, să ne dai binecuvântarea de a fi alături de Tine, de a avea înțelepciunea pe care Tu ești gata ca să ne oferi. Îți mulțumim pentru toate aceste învățături și avem credința deplină că ele pot fi împlinite în viața noastră prin ajutorul și prin călăuzirea Ta. Fii lăudat și slăvit în numele Domnului Hristos. Amin.